Bună ziua! Astăzi o să vă prezint cartea Arta parentajului plin de respect, scrisă de Sura Hart și Victoria Kindle Hodgson. Este o carte tare dragă mie pentru că ne prezintă clar și structurat anumiți pași pe care noi părinții ar fi bine să încercăm să-i facem pentru a avea o comunicare deschisă cu ai noștri copii. Cartea se bazează pe tehnica comunicării non-violente și ne prezintă 7 pași prin care noi am putea deveni acei părinți capabili să ofere dragoste necondiționată, să ofere soluții, dar și limite foarte clare, puse cu blândețe de altfel și care sunt întotdeauna deschiși la comunicare și deschiși să vadă nevoile copiilor lor. De ce spun acest lucru? Pentru că în carte se menționează faptul că orice comportament al unui micuț poate avea ca sursă o nevoie neîndeplinită. Să luăm, spre exemplu, un copil care are o criză de furie sau o criză de plâns, am putea să ne ducem cu gândul că pur și simplu este răsfățat, așa cum mai sunt etichetați de foarte multe ori, în special copiii mici sau needucați, nu înțeleg respectul, nu sunt respectuoși, așa cum sunt etichetați câteodată copiii mai mari. Din păcate, nu reușim să vedem că în spatele comportamentului poate să fie o nevoie neîndeplinită, cum ar fi nevoia de validare, de apreciere, faptul, nevoia de apartenență, faptul că poate a avut o zi proastă la școală, la grădiniță, cineva l-a jignit, s-a întâmplat ceva nepotrivit, poate chiar noi părinții nu i-am dat atenția cuvenită și atunci una dintre nevoile lui nu a fost îndeplinită, iar el nu știe, pentru că copilul este mic, nu știe să comunice, să spună ferm ce mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut și de asta mă simt trist sau frustrat și aș vrea să o rezolvăm. E mai la îndemână să plângă sau să țipe, să facă o criză de furie ca să atragă atenția. Iar noi, adulții, suntem responsabili să vedem aceste lucruri și să cultivăm până la urmă acest spirit al comunicării. Îmi place în carte pentru că există un capitol dedicat respectului și faptul că acest respect este un termen atât de abstract care poate să însemne orice pentru oricine, în speță respectul este o abilitate pe care noi învățăm să o avem. Doar dacă suntem respectați atunci când suntem mici, de când suntem mici până suntem mari, de fapt, doar așa putem experimenta și oferi și celorlalți respect. Dacă doar ni se cere să fim respectuoși, să respectăm pe cineva, s-ar putea să nu știm realmente ce avem de făcut. În speță, cu siguranță un copil mic, cu siguranță nu va ști neapărat ce are de făcut și ce înseamnă acest respect. După care se vorbește despre cooperare, cum îi ajutăm pe copii să coopereze și sunt 7 pași clari prin care îi ajutăm pe copii să coopereze, nu știu, de la setat obiective, de la înțeles nevoile fiecărei persoane în parte, de la pus limite, cum spuneam, respect, nevoia de siguranță. Puteți găsi toți acești pași în capitolul al doilea, pentru că în capitolul al treilea găsim de altfel ceea ce îmi place mie foarte, foarte mult, activitățile în familie. De cele mai multe ori suntem obosiți și preferăm să ne luăm timp pentru noi și uităm să mai dăm timp și celorlalți. Iar capitolul al treilea ne oferă strategii evidente prin care putem, jocuri, activități prin care putem să cultivăm această zonă a familiei și mai ales zona lipsită de învinuire. Pentru că noi românii câteodată mai căutăm țapi ispășitori și spunem, din cauza ta, e vina ta, pentru că ai făcut tu asta. Iar schimbarea de mentalitate din cauza ta la o zonă lipsită de învinuire, cred că este ceva extrem de benefic pentru fiecare familie, fiecare comunitate, societate și grup de oameni. Vă recomand cu mare căldură această carte, Arta parentajului plin de respect, și sper să putem să discutăm într-o zi despre ceea ce ați citit acolo.